v-am găsit, stimați spectatori, la o nouă ediție emisiunii noastre. Astăzi vom discuta despre importanța artei în viața culturală. Alături de mine este domnul Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură Mureș. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. E un subiect care chiar trebuie discutat. Am văzut în ultimul timp o activitate intensă a artiștilor plastici din județul Mureș. Aș dori să discutăm pentru început despre promovarea artei plastice la nivelul județului Mureș. Ne referim aici la expoziții, la modalitățile prin care cetățenii, dar și vizitatorii pot să intre în contact cu acest gen al artei. Lucrurile sunt destul de complexe. Nu știu dacă ne ajunge o emisiune să le întoarcem pe toate fețele, fiindcă ele sunt importante, sunt componente de care depinde chiar viața artei plastice în general, nu doar acelei mureșene. În primul rând, ar trebui să vorbim despre felul în care sunt organizați artiștii plastici pentru a se putea manifesta. Există la ora aceasta o asociație a artiștilor plastici din Mureș, o uniune a artiștilor plastici din România, filiala Mureș, și o altă uniune a artiștilor plastici care, valorificând niște carențe juridice, s-a înființat ca și cum ea ar fi continuatoarea primei Uniuni Artiștilor Plastici. Deci la ora aceasta sunt două uniuni. Bun, ele sunt formal, aproape funcționează ca niște sindicate, fiindcă ele nu îți dau nimic. Deci tu ești membru, cotizezi și atât. Restul rămâne rămâne la latitudinea ta dacă te implici sau nu. Ele fac sau nu fac oferte. Asociația Artiștilor Plastici este foarte activă. Organizează mereu expoziții, tabere și în Târgu Mureș, dar și în județele cu care este în legătură, în principal Clujul, Alba Iulia, dar organizează tabere și în Grecia, de pildă, pentru artiștii plastici, nu doar pentru a crea acolo, ci și pentru a fi cunoscuți. Pe de altă parte, cele două uniuni, dintre care una este aproape invizibilă, fiindcă nu a reușit să coaguleze și să capete proeminență, cealaltă organizație artiștilor plastici, Uniunea Artiștilor Plastici, este destul de, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar e destul de moale. Lucrurile se derulează fără relief, se fac expoziții maximum 12 pe an în sălile de la UAP și cam atât. Comparând cu ceea ce face Asociația Artiștilor Plastici, sigur că lucrurile sunt la poli diferiți. Toate țin de om. Deci omul sfințește locul. Asociația Artiștilor Plastici, care, cum să zic, reunește nu doar artiști plastici pe care noi îndeoște îi numim amatori, dar reunește și foarte mulți artiști plastici profesioniști, este condusă de un om viu. Președintele acestei asociații este Ilarie Gheorghe Opriș, care, în ciuda vârstei, fiindcă e octogenar, întreține dinamismul acestei organizații a artiștilor plastici mureșeni și atunci ei sunt și principalii promotori. Vizibilitatea artei plastice la Târgu Mureș este asigurată prin această asociație. Poate că e firesc, poate că nu e firesc. Nu judecăm noi acum lucrurile. Cine ar trebui să fie mai important într-o ierarhie a activismului cultural din acest punct de vedere. Pe de altă parte, sălile care au fost până mai ieri în Târgu Mureș erau absolut insuficiente, fiindcă practic orașul a stat în două săli de expoziție. Galeria OAP de la parterul Palatului Culturii și Galeria Unirea a Asociației Artiștilor Plastici. Și atunci, în această criză de spații, s-au creat orizonturi noi de întâlnire cu alta plastică. Pe vremuri,
imediat după 2000, eu însumi am organizat expoziții în diverse locuri. Am început chiar cu o galerie, Galeria Fortuna se numea, în biroul directorului Mihai Iordache de la această firmă. Apoi am făcut galerie de artă la BCR. Erau niște spații pe care le-am valorificat, pentru că dacă nu merge Mohamed la munte, vine muntele la Mohamed. Deci tu trebuia să vii în acest orizont de întâlnire cu consumatorul de artă plastică. Iar aceste spații, și nu sunt singurele, fiindcă pe lângă acestea s-au mai făcut expoziții și în holul casei, mă rog, al Centrului de Cultură Eminescu acum, și Galeria Radio, și bisericile au organizat și ele expoziții, tocmai pe fondul acestei crize de spații de expunere. Acum situația s-a îmbunătățit simțitor. Încă nu este ceea ce am dorit și ce am așteptat să fie, dar primul pas și foarte important s-a făcut. După reabilitarea cetății medievale a Târgu Mureșului, acolo s-au creat cel puțin 6 spații foarte generoase pentru a putea fi organizate expoziții de artă. Și acum toate aceste spații sunt ocupate cu expoziții ale artiștilor plastici mureșeni. Problema este că, de aceea și spuneam că încă nu s-a făcut pasul cel mare, este a creării unui flux de vizitatori în cetate. Încă nici cetatea nu a intrat în drepturile ei ca să devină ceea ce eu spuneam cândva, un centru de emergență al culturii mureșene, pentru că celelalte instituții, teatru își vede de programul lui, filarmonica de programul ei, muzeele de programele pe care și le-au stabilit, biblioteca, teatru Ariel, deci fiecare instituție și are propriile activități organizate bine stabilite, chiar prin statut. Pe când cetatea este foarte generoasă. Cel puțin acum acolo sunt 2 spații teatrale, spuneam 6 spații pentru artă plastică, dar spațiile oferă posibilitatea de a se manifesta în fel și chip cultura mureșeană și nu numai. Eu, de pildă, am adus în turnul tăbăcarilor din Târgu Mureș un artist din Italia. Sigur că e o poveste interesantă și nu vreau să trec peste ea, pentru că până la urmă este în mine și o revoltă. Acest artist plastic a expus în urmă cu un an la Bruckenthal în Sibiu, iar solicitarea de a expune la UAP, în sala de la Palatul Culturii, a fost respinsă, fiindcă autorul nu era profesionist. Nu era profesionist în sensul că nu avea diplomă. Sigur că săracul artist zice, da, adică cum profesionist? Eu ceea ce fac nu este profesionism? Și a fost refuzat să expună acolo și atunci a expus dincolo. Deci galeria este deschisă nu doar celor din Mureș, în curând cred că o să deschidem o expoziție de fotografii cu biserici din Bucovina. Deci e un spațiu, acest lucru am început să spun, care își oferă disponibilitatea pentru tot felul de manifestări culturale, dincolo de cele teatrale și plastice. Adesea se organizează concerte acolo, ba chiar se amenajează o scenă într-un colț al cetății și trebuie să devină un centru căutat. Odată că el este o ofertă turistică, cetatea prin ea însă și este valoroasă și prezintă interes turistic, dar evenimentele culturale care se vor organiza acolo vor putea să sporească interesul și atenția pentru acest spațiu. Deci aș putea spune că la această oră, din punctul de vedere al posibilităților de expunere în Târgu Mureș, artiștii plastici au ceea ce au visat de decenii. Într-un oraș care are la Muzeul de Artă o colecție foarte valoroasă de artă, colecția Muzeului Județean,
colecția Muzeului de Artă, a secției de artă din cadrul Muzeului Județean, are peste 2450 de piese. Deci un patrimoniu extraordinar de mare, dar sigur că acesta este organizat tematic, secvențial, fiindcă nu poți să expui decât o mică parte dintre ele la un moment dat în sălile care există la Muzeul de Artă. Dar ca fenomen interesant este la Târgu Mureș apariția unei colecții private. Cunosc foarte bine colecția, autorul acestei colecții și de altfel și proprietarul colecției, domnul Lucian Pop, a expus și în țară și la Bruckenthal, a expus și în Budapesta la Institutul Cultural Român, a creat ceea ce a trebuit să fie până la urmă un alt efect al promovării, pentru că vorbeam de promovare, fiindcă există consumatorul care se bucură privind niște lucrări de artă, dar sunt și colecționarii. Arta plastică este sau poate să fie și o mare afacere. Cine știe și acest colecționar o face cu știință, cine știe cum să investească în arta plastică, investește pe termen lung. Pentru că, nu, în această expoziție, colecție Lucian Pop, sunt lucrări de la cine vreți, de la Corneliu Baba la Tonița. Deci sunt lucrări valoroase, autori contemporani și români și lucrările achiziționate în regim de licitație de la cei care fac astfel de târguri de oferte de artă plastică. Practic, există o creștere substanțială a artei plastice mureșene și, în plus, există manifestări care antrenează pe artiști, fiindcă galeriile trebuie umplute cu lucrări de artă. Timpul pe care îl au artiștii plastici la dispoziție este cel pe care și-l face fiecare în parte, pentru că nimeni nu este angajat să picteze nicăieri. Deci pictura nu este o activitate de serviciu. Da, pentru că tot discutam, de fapt ne spuneați despre activitatea acestor asociații care se ocupă până la urmă de promovarea artiștilor plastici și a lucrărilor lor finale în cadrul galeriilor. Vreau să vă întreb, pentru că vorbeam de procesul creației. Știm foarte bine că, de exemplu, în cadrul Asociației Artiștilor Plastici Mureș, există foarte mulți artiști care au început să pună în practică această pasiune pentru arta plastică la vârsta maturității. Sunt artiști, așa cum spunea și dumneavoastră, cum obișnuim să le spunem, artiști amatori, dar care au învățat foarte mult unul de la celălalt în cadrul activităților făcute cu scopul și promovate cu scopul de a susține creația. Ne referim aici, de exemplu, la tabere. Pentru că știm foarte bine, așa cum spunea și dumneavoastră, artiștii plastici alocă timp atât cât au pentru creație, însă una este atunci când pictează singuri în anumite spații și alta este atunci când se întâlnesc mai mulți și fac un oarecare schimb de experiență în ceea ce privește tehnica, îmbinarea culorilor, a formelor folosite și așa mai departe. Stăm foarte bine la capitolul tabere. Vreau să vă spun că prima tabără privată de pictură din România a fost organizată în județul Mureș. Doi colecționari, Elisa Beta și Gheorghe David, în 1990 și au inițiat tabăra de pictură Armonia, care a funcționat în mai multe locuri, și la Sânt Georgiu de Mureș și la Călușeri. A fost o tabără care a antrenat extraordinar de mulți artiști plastici. 30, în medie 40 de artiști plastici veneau în aceste tabere de peste tot, iar ei la plecare lăsau una, două lucrări. Și în felul acesta a devenit, de pildă, familia David o familie de mari colecționare. Au ajuns la un moment dat la peste 500 de lucrări, dar au fost și generoși, au donat și muzeului din Târgu Mureș și muzeului din Bistrița. Dar în felul acesta s-a creat un fenomen al taberelor. Eu m-am lăsat prins în această mișcare și am încercat lucruri atipice. De pildă, am organizat 5 ani la rând o tabără de pictură și sculptură în sare.
A fost o experiență formidabilă, iar lucrările care s-au realizat atunci acolo s-au constituit în primul muzeu de artă contemporană românească în Sare. Dar în același timp am organizat unele tabere împreună cu acest domn Mihai Iordache, ajuns și el mare colecționar, am organizat tabere private, tot private, fiindcă de la buget e mai greu să aduni fonduri ca să faci o tabără. Și am făcut tabere unele tematice. De pildă, la Sânt Georgiu de Mureș am organizat vreo două ediții o tabără cu tema nudul. Pentru că lumea dintr-o prejudecată sau din pudoare a crezut că nudul trebuie să ne facă să ne simțim stânjeniți, plin de pudoare. Nu, nudul este o temă artei plastice care a făcut carieră și au fost create valori extraordinare. Pe urmă am organizat tabere la Sovata, la Popasul Izvorul, între județele Mureș și Bistrița Năsăud. Și una dintre proiectele cele mai rezonante pe care le-am inițiat și le-am organizat cu o echipă până la urmă de deisiști, fiindcă i-am constituit într-o astfel de formulă, deisis, însemnând în greacă rugăciune, am organizat o tabără de pictură de icoane. A fost, cum să zic, un gând atât de bine pus în practică, materializat, încât a lăsat o imagine asupra mișcării plastice mureșene. Tabăra se numea Icoana din Fereastră. Prima ediție a fost la Mănăstirea Lăpușna, a doua ediție s-a numit Crucea din Fereastră și a fost la Mănăstirea Doamnei de lângă Toplița și încă o ediție, a treia, destinată, am fi vrut, ușilor împărătești, la biserica de lângă Reghin, de la Gledin. Deci, cele trei expoziții au reușit să atragă atenția asupra icoanei pictate la Târgu Mureș, fiindcă și pictura de icoane e un capitol substanțial pentru mureșeni. Dar cu icoanele din Fereastră am călătorit și în Germania și în Ungaria, fiindcă erau ceva deosebit. Iar partea de icoane, fiindcă am atins acest subiect, are în județul Mureș poate cea mai dinamică mișcare. Sigur că până în anii 90 se mai picta aici și acolo, se mai pictau icoane, dar după 90 fenomenul a căpătat amploare, s-a făcut și ucenicie la școala de la liceul de arte, care avea o secție de pictură și o doamnă, Rodica Pop, a și fost dascăl bun pentru tinerii iconari, dar pentru ceilalți s-a creat o mișcare de amploare, încât acum e foarte ușor să faci o tabără de pictură de icoane, că imediat găsești 30 de oameni disponibile. Și la direcție o colegă, Clara Pădurean, care nu pictase niciodată până pe la 30 de ani, a început cu icoane și în jurul ei a creat o adevărată mișcare a picturii de icoane și, sigur, a mai avut în preajmă destui iconari care au susținut-o și paradoxul este că și ea și Vereș Juju au pictat icoană ortodoxă fără a fi de credință ortodoxă. Ceea ce înseamnă că pictura poate să devină un limbaj comun, un limbaj care unește și care nu separă. Până la urmă, cred că arta plastică este un limbaj universal și e accesibil tuturor celor care cred în virtuțile artei în general și artei plastice în special. Pentru că discutați adineori despre importanța acestor donații. Cum stă județul Mureș în ceea ce privește donațiile de artă? Da,
am suspinat pentru că a dona înseamnă a fi generos. A fi generos înseamnă a-ți rupe dintr-un patrimoniu pe care îl ai tu și a-l dărui comunității. Asta însemnând a renunța la o valoare care are echivalent și financiar și a oferi iubitorilor de artă ceea ce altfel ar fi stat la tine în depozit sau, mă rog, ai fi vândut în stânga și în dreapta. Există o astfel de donație făcută în urmă cu câțiva ani de către familia Elisabeta și Gheorghe David, dar înaintea lor, cea mai importantă donație din întreaga istoria județului Mureș este donația pe care a făcut-o pictorul, sculptorul și scritorul Ion Vlasiu, originar din Mureș, dar trăitor pe urmă la București. El a donat peste 100 de piese și pictură și sculptură și donația lui s-a constituit în Galeria Vlasiu, care a funcționat multă vreme la Telechi. Deci, practic, acestea sunt donațiile importante din județul Mureș. O a treia, care nu s-a materializat și care m-a și făcut să oftez, este o donație pe care o doamnă originară din Reghin, dar care trăiește în Elveția și care a ucenicit între 69-71 la Corneliu Baba, a dorit să doneze județului Mureș peste 60 de lucrări la o valoare evaluată de către experții elvețieni de peste 540.000 de euro, iar această donație a fost refuzată. E un paradox. Îmi vine greu să găsesc vinovați. Tristețea mea este că am pierdut o donație de artă plastică. Nu putem invoca așa dintr-un condei sau din vârful limbii că nu este foarte mare valoare. Aici, în privința ierarhiei, mai lăsăm și timpul să judece dincolo de gusturile de moment ale unuia sau altuia. Aceste donații sunt importante pentru că, până la urmă, și secția de artă a Muzeului Județean s-a constituit și din donații, nu doar din achiziții. Și aceste donații fac să adune la oaltă nume diverse și din diferite etape. Cred că prima lucrare care este în Muzeul Județean din Târgu Mureș, în Pinacoteca Muzeului, este din 1838. Cred că autorul era Borobaș Micloș și lucrarea se chema Portret de femeie. Acela ar fi cam începutul donațiilor în județul Mureș. Ori toate acestea adunate la un loc nu fac altceva decât să sporească un patrimoniu. Un patrimoniu pe care îl poți include într-un circuit turistic, pe de o parte, și pe de altă parte, în momentul în care începi să achiziționezi, începi să colecționezi sau primești donații, creezi un alt interes pentru arta plastică. Pentru că lucrurile nu vin de la sine. Spuneam înainte că nu este nicio instituție de stat care să aibă obligații legate de susținerea și promovarea artei plastice. Totul este voluntar. Toate mișcările acestea care se fac, chiar dacă se mai găsesc sponsori, sunt făcute dintr-un entuziasm extraordinar. Mai sunt câteva familii în județul Mureș care ele organizează și finanțează tabere de pictură, ceea ce este foarte frumos, fiindcă până la urmă devin mici colecționari acești organizatori de tabere. E un obicei deja, cine participă într-o tabără lasă cel puțin o lucrare celui care a organizat tabăra. Și în felul acesta se fac colecții. Sunt necesare taberele acestea pentru că dacă oamenii nu ar fi antrenați într-o tabără, pe acea perioadă ei
nu se știe cât ar fi pictat. Iar pe de altă parte, taberele mai sunt și un prilej de dialog cultural. Putem să spunem chiar și de socializare. Dacă vrem să ducem lucrurile mai departe, putem spune că aceste tabere sunt și terapie. Pentru că mulți dintre artiștii plastici sunt niște însingurați. Iar prin arta plastică pe care o fac în astfel de formule, ei nu fac decât să-și vindece timpul, vârsta și toată lumea are de câștigat. Până la urmă, nu contează vârsta la care debutezi. Și sunt foarte mulți venerabili artiști plastici din județul Mureș care s-au apucat de pictat târziu, dar care au reușit, mulți dintre ei, să recupereze și timpul în care n-au pictat și lipsa unor studii de specialitate. Să știți că autodidacții de foarte multe ori sunt atât de înverșunați în a recupera ceea ce n-au putut să facă la timpul potrivit, încât, și am întâlnit astfel de situații, îi depășesc pe cei care pretind că sunt, nu, cu ghilimele sau fără ghilimele, profesioniști. Un lucru foarte important în fenomenul plastic mureșan îl reprezintă albumele de artă. Nu sunt foarte multe albume tipărite, dar un ciclu dintre albumele care s-au tipărit la Târgu Mureș include lucrările realizate de regretatul Liviu Ștef, un pictor care și-a asumat pictura pe cicluri. A pictat cetatea Sighișoarei, a publicat album de artă despre Sighișoara, a pictat satul Săsesc, a tipărit un album, a făcut un alt album, Câmpia Transilvană, în pictură și un altul, foarte frumos și acesta, Bisericile de Lemn în județul Mureș. Iată că în patru albume de artă s-a adunat istorie a artei plastice pe de o parte și pe de altă parte imaginile astea devin și mărturie peste timp, fiindcă ce face artistul? Se duce într-un sat săsesc și încearcă să decupeze imagini memorabile. Nu doar de natură, reprezentative, nu doar de natură, fiindcă și Liviu Ștef a pictat sași în costume tradiționale, deci faci un alt fel de istorie, de recuperare a imaginii faptului tradițional și prin arta plastică. Au mai tipărit albume frumoase și Clara Pădurean și Vereș Jujo, aceasta din urmă tot așa și-a asumat pictura și pe cicluri. Ultimul album care a avut succes și lucrările sunt expuse la această dată în turnul Tăbăcarilor, în bastionul Tăbăcarilor din cetatea medievală, este cu titlul Cetăți și castele din județul Mureș. Și sunt adunate peste 60 de lucrări de artă care sunt nu imaginea idilică acestor castele, ci imaginea de astăzi. Unele sunt în ruină, altele nu au reușit să își recupereze din timpul care a lăsat urme și să fie accesibile și să aibă imaginea de altă dată. În ultimele 10 minute pe care le mai avem la dispoziție, aș dori să discutăm despre cele mai importante aspecte ale evenimentelor care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Aș dori să începem, pentru că tot vorbeam despre implicarea artiștilor plastici din județul nostru, este clar faptul că Târgu Mureș este un punct important pentru arta plastică. Vă spun acest lucru pentru că, așa cum spuneam la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc o expoziție națională de artă naivă. Care au fost cele mai importante elemente regăsite și promovate în cadrul acestei expoziții și care ar fi importanța acestor evenimente pentru viața culturală a județului Mureș? Înainte de toate, cred că această expoziție de artă naivă de la Galeria Unirea vine să confirme faptul că Târgu Mureș reprezintă un punct important pe harta, în geografia artei plastice naive din România. Eu aș zice că
este chiar un loc în care arta naivă a făcut istorie. De altfel, domnul Ilarie Opriș, președintele Asociația Artiștilor Plastici din Mureș, a și publicat o astfel de istorie de 50 de ani artei plastice naive din județul Mureș, cu zeci de nume care s-au manifestat. Faptul că la Târgu Mureș s-a organizat o expoziție națională nu face decât să atragă atenția că în Târgu Mureș fenomenul artei plastice naive are valoare și că artiștii bine merită să fie integrați valorilor de vârf, de altitudine ale artei plastice naive din România. De altfel, sunt și albume care au apărut și în China și în Germania, în care sunt incluse artiști plastici de artă naivă din județul Mureș. Sigur că arta naivă este un gen aparte. De multe ori e ușor să îi tratăm cu superioritate, făcând din acest concept naiv simplitate, neștiință și lipsă de valoare. Naivitatea nu este o valență a nepriceperii, a imposturii, ci dimpotrivă este una care face altfel radiografia sufletului omenesc, fiindcă o percepție sinceră, simplă a unui spațiu nu exclude nici valoarea și nici profunzimea. De altfel, lucrările de artă plastică naivă expuse la Târgu Mureș la sfârșitul săptămânii trecute ar putea sta cu cinste în galerii importante din lume, ceea ce înseamnă că arta plastică naivă are recunoaștere internațională, există interes internațional pentru ea, iar artiștii plastici mureșeni își respectă numele și renumele câștigate în timp în acest gen, care, repet, este un gen dificil dincolo de aparențe. Nu este ușor să fii naiv. Și artiștii plastici care au expus și la Târgu Mureș nu sunt niște oameni naivi, dimpotrivă, au cultură plastică, iar ceea ce fac ei presupune un efort de a rămâne în perimetrul genului, fiindcă e ușor să ieși din naivitate și să devii doct, să devii modern. Și atunci, dincolo de știința pe care o ai, de cultura plastică pe care o ai, tu trebuie să rămâi tu însuți și viziunea plastică naivă să fie una cu adevărat ilustrativă pentru un adânc sufletesc de culoare. Ceea ce fac artiștii plastici mureșeni și din această categorie este și ei să-și materializeze în albume. Chiar la această expoziție a fost lansat un album de artă plastică naivă a doamnei Elena Harja din Reghin, cu un generic Poveștile satului meu, pentru că și acesta este un lucru care particularizează în spațiul românesc arta plastică naivă. Temele sunt de cele mai multe ori luate din lumea satului românesc, care este mult mai ofertant pentru ideea de naivitate, cu ghilimele, și pentru ideea de pictură naivă. Dar până la urmă există momente în care este cel mai indicat să transmitem anumite mesaje, chiar dacă este vorba de mesaje scrise, verbale sau prin artă, într-un limbaj cât mai simplu, într-un limbaj comun, ca să poată să ajungă mult mai departe de simpla privire a celor care admiră aceste creații. Foarte scurt, pe final de ediție, aș dori să discutăm despre importanța promovării tinerelor talente în domeniul artei. Ne raportăm aici de un alt eveniment care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact, o expoziție a tinerei de doar 14 ani, Bolaș Cristina. Acum ea este chiar,
chiar foarte tânără, fiindcă la 14 ani să ai o expoziție personală, iar înaintea ei să mai ai câteva participări la expoziții de grup și în tabere de pictură, deja înseamnă foarte mult. Problema este să se și găsească spații de promovare, iar galeria Cuvântul Liber este un astfel de spațiu în care au debutat mulți autori foarte tineri. Sigur, nu e nevoie de multe lucrări, cu 10-15 lucrări poți face o personală și să lași o imagine asupra etapei în care te afli. Că până la urmă, o expoziție este un orizont de etapă artistică. Cristina vine, cum să zic, dintr-un mediu artistic. Tatăl ei pictează, bunicul ei pictează, mama ei pictează și eu am spus că în acest caz Așchia nu sare departe doar de trunc, ci nici departe de rădăcină, dacă avem în vedere că bunicul este rădăcina familiei. Deci există un mediu propice manifestării plastice pe de-o parte, iar pe de altă parte artistul plastic tânăr, ca să poată să câștige teren, trebuie să aibă curaj, trebuie să aibă îndrăzneală, trebuie să fie lipsit de prejudecăți, trebuie să creadă în arta pe care o face, nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Oricineva care debutează la 14 ani are în fața lui măcar alți 50 în care să se manifeste. Și este foarte important acest lucru. Eu cred că Cristina are deja o voce, depinde acum și de ea, dar și de mediul în care se formează, cât de departe va ajunge. Eu îi doresc să ajungă foarte departe. Vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care le-ați adus în fața telespectatorilor noștri. Din păcate, timpul nu ne permite să discutăm încă mult mai multe. Încă n-am început să vă spun din ceea ce îmi notasem. Da, într-o ediție viitoare, cu siguranță vom puncta și alte aspecte ale vieții culturale ale județului Mureș. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, stimați telespectatori. Vă reamintesc că alături de mine astăzi a fost domnul Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură Mureș. Dumneavoastră vă mulțumesc mult pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit și sper că mesajul domnului director a ajuns dincolo de micile ecrane la dumneavoastră și probabil vom înțelege altfel arta plastică. Vă doresc o săptămână frumoasă. Rămâneți alături de televiziunea și TV pe data viitoare. La revedere!